Bună dimineața, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Să știți că stau în spate și tati este în față. Tati nu scoate niciun cuvânt! De ce? De ce? Ce credeți că facem astăzi? Sunt pregătită să nasc. Eu nu știu dacă sunt pregătită. Dar cert este că trebuie să mă pregătesc în maxim o oră și jumătate, pentru că merg să nasc. Și aici am bagajul de maternitate. Bine, mini bagaj. Că după mine mi-aș fi furat toată casa. Și mă chinui să-mi dau unghiile jos. Pentru că ne-a luat prin surprindere bebe și trebuie să-mi dau unghiile jos până ajung la sanator. Revin, sunt foarte emoționată, nici nu pot să vorbesc. Dacă fac greșeli gramaticale, nu mă băgați în seamă. Dacă fac greșeli de orice fel, nu mă băgați în seamă. Trebuie să mă credeți. Și pe mine și pe soțul meu. Suntem terminați. Doamne, revin cu imagini, stați aproape, pupii. Nu am mai apucat să filmăm pentru că, ce credeți, aici, pe toate ușile, este semnul acela cu cameră că nu ai voie să filmezi. Am ajuns la... Bine? Da, n-ai văzut? Nu? Am ajuns la sanator și am făcut internarea, am mers repede la camera de gardă pentru că am întâmpinat câteva probleme de ieri. Am tot avut câteva mici problemuțe, să zic așa, și doamna doctor a sugerat să facem operația de cezariană astăzi pentru că trebuia să facem pe data de întâi, dacă bebe nu venea natural, și după am mutat pentru luni acum, ieri am mutat pentru luni. Și doamna doctor mi-a trimis mesaj de dimineață la ora 6:45 și mi-a spus să mă prezint la spital să facem astăzi. De asta sunt așa zic ca mine. Da, se grăbește bebe un pic. O să vă explic probabil după ce s-a întâmplat și de ce am ajuns să mă operez pe data de 18 și nu am mai așteptat bebe până pe data de 1. Și revin la voi cu ce informații mai am. Și sincer nu am mai apucat să filmez absolut nimic pentru că am fost destul de panicată cu tot ceea ce s-a întâmplat. Vă arăt direct momentul în sine când l-am adus pe bebe în salon. Aici este dimineața în care m-am trezit după operație. Mă simțeam cât de cât bine, aveam niște usturimi la operație, dar în rest eram ok, zici că mă călcase mașina, cam așa mă simțeam. Nu știu, mie cel puțin operația de cezariană mi se pare destul de grea. Dacă aș fi putut să nasc natural, cred că aș fi optat de 1000 de ori pentru nașterea naturală, dar pentru că bebe a fost destul de micuț, nu am putut să nasc natural și, mă rog, a avut și restricție de creștere, am avut câteva probleme în ultima săptămână, cu toate că în toată sarcina nu am avut nici măcar o problemă legată de grețuri, de dureri sau alte chestii. Dar pe ultima săptămână am întâmpinat destul de multe probleme. Pentru mine acum nici nu mai contează, sincer, important este că bebe este sănătos, nu mai contează dacă a fost cezariană sau natural, sunt în stare să suport orice durere atâta timp cât am văzut că bebe este bine, totul este în regulă, a trebuit să-l bage la lampă 2 zile și să-l țină pe perfuzii la fel, de asta mai și rămas încă o noapte în plus la maternitate. Asta, aici am mâncat prima masă după operație, eram ruptă de foame, am zis că mor dacă nu mănânc ceva și bineînțeles că mi-a adus ceva super, super light, un iaurțel cu brânzică și nu mai știu ce, dar eram disperat, abia așteptam să mănânc, mă gândeam cu o seară înainte, Doamne, când o să-mi aducă mâncare? Iar toate asistentele spuneau, stai liniștită, ești hrănită prin perfuzie. Eu mă gândeam aici doar la șaorma, la șnițe, la carne de porc, dar bine, în fine, am mers și iaurtul ăsta a fost cât de cât ok. Important este că am mâncat ceva și că n-am murit de foame. A, da, mi-au adus și piept de pui, după care a venit iubițelul meu la vizită și i-am povestit așa cam tot ce s-a întâmplat în sala de operație, tot ce am simțit. Cât de frumos a fost când l-am auzit pe bebe că plânge. Aici încerca să vă arate care degetul
acest râmp mie nu mi-ar dea absolut deloc de Caterinca lui. Abia așteptam să ajung acasă și să dormim împreună și să vedem cum o să ne acomodăm cu noua noastră viață de acum încolo. În schimb, eram super, super fericiți și îmi pare foarte rău că n-am apucat să filmez mai mult de atât, pentru că efectiv am uitat să mai deschid telefonul, să mai filmez. Mă gândeam doar la bebe să fie bine. Cred că le-am terorizat pe asistente, le întrebam în continuu de el. Dar îi mulțumesc de Dumnezeu că totul a fost perfect până la final. Și aici încercăm să vă explic, abia aștept să ajung acasă, să-l legăm, să-l țin în brațe și să dormim împreună. Și iubițelul meu visa la fel. Adevărul este că pe mine m-a luat prin surprindere această naștere, pentru că noi eram programați pe data de 1 martie și până atunci mai aveam o grămadă de lucruri de rezolvat. Dar pe asta e, important este că am reușit să stabilim totul și să vină și o bunică acasă mai repede ca să mă poată ajuta cât de cât, pentru că cu siguranță nu aș fi făcut față singură. Adică singură, doar eu cu Robert, nu cred că aș fi făcut față, m-aș fi panicat, pentru că sunt o persoană destul de panicată în viața de zi cu zi. Și voiam să vă mai spun că abia aștept să urmăriți următorul vlog cu ieșirea din maternitate pe care l-am filmat și cu surpriza pe care am găsit-o când am ajuns acasă și cum a reacționat Dodo atunci când l-a văzut pe bebe și absolut toate lucrurile pe care le-am făcut în ziua în care am ieșit din maternitate. O să le vedeți în vlogul următor, pe care cred că o să-l postăm la două zile de la acest vlog, pentru că, sincer, am fost foarte, foarte agitată și foarte ocupată cu bebe și nu am mai avut timp să mai editez nimic și o să mă pun acum, așa că vă pupăcim și vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele voastre. Vă pupăm!